Bună ziua, națiune, eu sunt Robe și astăzi o să vă prezent episodul cu numărul 3 din seria de Let's Play Minecraft Survival la triplu, împreună cu David și în sfârșit și-a revenit după o perioadă destul de lungă de răceală. Lord opa. Axel! Da, mi s-a părut că am văzut un om ceva care fugea pe aici, în fine. Da. Poate era Herobrine, vezi? Sunt în deșert. Da, după cum am zis, mi-am pus și eu, bă, la bătaie lemne. Timberman. Da. Și m-a așteptat și pe mine că mi-e cam frică că văzi un om care alerga și aici sunt în deșert. Și în deșert se spawnează cel mai des Herobrine. Da, și please help. Eu am găsit coal, avem nevoie de flint. De ce vă bă, țăranilor. Eu iau tot ce au ăștia pe aici, gru și... Dar eu am 59 de gru. Eu 70. Eu am 3 stack-uri de grâu. Numai eu vreau să zic. Uite, Lord, nu te duci acolo, Lord. Bă, țâță, Lord. Chiar aici. De ce te duci în deșert? Vreau să văd și eu pentru cum atunci, Herobrine. Eu deocamdată am. Deci, eu am. Eu am 10 lână, am 9 cotlete de porc, 3 pană, 2 găini crudi și grâu, 69 de grâu. Și de grâu sau de semințe? 69 de grâu. 63 de grâu. 49 de grâu. Eu mă duc să caut pe Herobrine. Eu mănânc, că mi-i... Opa, asta, aproape seara, mă duc acasă. A, ok, mă duc și-o. Suntem cam departe, ai... totuși. Sunt la 140 de metri. Uh-huh. Eu trebuie să fug. Mamă, cât e uist aici. Pe aia dimineață, no, hai, mai repede, bre. Dar tu nici n-ai ajuns acasă, că eu sunt doar în spatele tău. Eu sunt lateral. Ei, eu merg ca să iau sugar canes, să le plantăm. Lasă-le. Se face seara, vine Herobrine. Eu sper să nu avem coșmaruri, adică... Eu mă joc pe umbră, așa amnezia și voi n-aveți curajul. Nu, man, ce-am de coșmaruri de la modul ăsta, Herobrine. Că playerul la modul cu Herobrine are, o să înceapă să aibă coșmaruri. Știu. Ăsta-i patul meu, să te prind. Zât, ăsta nu. Bă, nu mai găsesc asta. A, gata, am găsit. Stai în mijloc. Da. Stați, vin și eu. S-a făcut ziua? L-am culcat. A. Da. Stai să-mi iau topor, să fac bine. De fapt, am destul de lemne. Să-mi iau să adun coal-ul. Nu coal, mă scuzați. Nu l-am. Să fac plin și... Da, astăzi am zis că o să mai alergim casa și să facem, o să mergem să luăm lemne. Eu lărgesc, mă scuzați. Bine, mă o să iau lemne. Lol, ce ciudat. Ce? Lol. Am adus să iau lemne. Este de zahăr pentru tine. David, ceva probleme? Nu. No. Am făcut pâine 21. Stai să fac și o pâine. Stai așa să dau. Să măresc casa, prietenaș. Da, stai să aduc lemne. Stai, bă, să aduc lemne. Am destul de lemne. Ia. David, ia și ăștia să faci. Ce fac al treilea sac? Da, vezi că ți-am dat din greșeală ție niște grâu. De lui David să facă... Fermă? Să faci pâine. A, grâu am vreo 3, ăsta... Semințe am vreo 3 stack-uri. Să ajunge atâta. Da, mai întâi să luăm niște, să facem niște pistoane, ca să facem o fermă automată. Să faceți pistoane? Da, pistoane pentru fermă automată. Dar voi aveți mai mult decât în Minecraft. Cum? Vă aveți mai mult decât în Minecraft. 37 de pâini. Cam câte minute va fi episodul ăsta? Până mi zice run out of memory. Și am vreo 150 de giga libe, deci o să fie rău. Haide viața mea, 150 de giga. Doar în D. Că de asta am pus în D. Adică, la noi ar veni... Stai să trec! M-ai prins într-un cub. Hai că pot să treci! Axel, copil petardă. Copil petardă. Da. Eu s-ar putea, pentru că suntem în
Axel e copilul petardă. Cred că așa o să numesc și video Axel copilul petardă. Da. Dar cum se scrie? O să vă zic acum, nu mă cheamă Axel, mi-i porec la Axel. Da, de fapt îl cheamă Alex. Mie mi se mai zice și GB. Și verișoarul meu îmi zice GB. Da, și Filan. Și Pipila. Și Pipilica și ce zice în toate felurile. GB de la Gibilan. GB, așa, Gibilan. Gibilan. Aveți lemn alb cumva? Nu, am găsit o grămadă, dar o grămadă de lemne. Căul, am găsit căul. Da, și cred că o să facem și, o să facem două etaje, da. Cineva o să stea la subteran sau facem ca și stăm fiecare într-o casă. Nu, nu, nu. Eu am nevoie de lemne. Da, uite, vin aici. Unde ești? Eu? Nu, tu, Axel. Da, imediat. Hai să adun lemne albe. Faci ziară sau ziua? Păi abia ce ne-am dormit și ne-am trezit. Cine știe cum să pun modul ca să se vadă ca în real? Adică vid ăsta... Cine știe? Eu știu. Îl am, dar nu știu dacă o să-l pun. E, puneți-l ca să fiu mai entuziasmat pe playeri. Că zice, bă, frate, ce... Da, dar s-ar putea să am lag. Fiindcă serverul nu este un server foarte bun. E, fraieri, zi mergi că joci pe el. Ia, Axel. Da. Nu lem din ăsta, alb! Am destul lemn. Fă și două etaje. Mai fă un etaj. Cred că o să mai filmez încă vreo 5 minute și o să închidem și noi episodul de astăzi. Fier, am găsit fier! Bravo, ție, bravo! Pe tine, bă, unde mi-a? Te lauzi. Bă, cineva mi-a luat! A, uite-l. Ce-am? Cineva mi-a luat pe tine. Ți-a luat creierul cineva. Herobrine. Bă, nu... Herobrine, nu mai fura creiere. Nu convii. Dar ce cosmarul îl face Herobrine ăla? Nu știu, un fel de... Îi trimite într-un fel de... Încăpere. Aha. Așa. Să-l fii și-o vreți atunci. Vine cum te-am încăpere. Bă, faceți glas! Cine-o căpătat? Mi-am făcut o sabie de aur. What the fuck? Redstone! Da, bă, ia tot pe care poți să-l găsești. Că facem pistoane, facem fermă automată. Ok, și aici cred că o să termine și episodul de astăzi. Până data viitoare, bye bye!